Dacă eu îi face parte din statul paralel, cred că trebuie să mergem în altă parte. Ceea ce vreau să vă spun foarte clar în numele colegilor noștri care susțin această scrisoare, ce hotărâre am luat. Nimeni nu va pleca din partid, chiar dacă se va încerca, eu știu cumva, o excludere sau alta. Deci toată lumea rămâne în Partidul Social-Democrat, susținem tot ce spunea doamna primar general, așa că nu e nicio problemă. Problema este ce spunea doamna primar general de management al partidului la această oră. Asta e singura discuție pe care sperăm să o lămurim astăzi. Nu e vorba de armetică. Nu discutăm de armetică aici, adică toată lumea face armetică, sunt 20 așa, 50 așa sau mai știu eu cât. Nu facem armetică, noi suntem nemulțumiți de managementul politic pe care președintele Dragnea, la această oră, îl face acestui partid.